Geamăn Vasile, sunt sondor la tăiere camere, foraj mecanizat, tăiere camere coxare. El este Nea Vasile, lupul singur adic, căci lucrează singur la peste 60 de metri înălțime, la una dintre cele mai grele instalații din rafinărie. Lucrăm singur, sunt singur. Deci lucrăm singur de mulți ani, de 13-14 ani. Prima dată când am urcat sus, am crezut că... Ce caut eu aici, frate? Că mă uitam în jos, zic, opa, și jos, n-am urcat aici. Mai târziu am urcat aici. Prima zi când am urcat acolo, mi se părea, pa... Și parcă au trecut 29 de ani și 3 luni, 4 luni. E zgomot mare aici și când pleci de aici, acum e, dar să tai camera, să fugi și e la 220 de atmosfere, când ajung acasă vreo oră, vorbesc mai tare. Aici nu urcă cine are probleme cu înălțimea, mai ales la podeaua aia, cu dețul ăla, cu găuri, care are probleme, îl miros imediat. Îl trimit în lift. Se ținea de balustradă și se ferea și îl mirose, tu ai rău de înălțime, gata, ai cu liftul, du-te jos. De o viață stă cocoțat pe schele. Revelioane, Crăciunuri sau cutremure, le-a prins pe toate la muncă. Am prins cutremure și în 90 și în... când am mai fost acum, mai mare. Se simte că e structură metalică, e deplasarea mare. În 90 avea cam 3 metri vârful, 3 metri jumate. Se balansa. Aici e foarte frig. Deci dacă jos e apa, deci sunt câteva grade, sus 3-4 grade mai puțin. Când bate nordul și stai camera asta, de exemplu, stai cu fața în vânt. Totul îl dă așa zăpada. Pui ochelare să acoperi. Iar acum a ajuns chiar și băiatul lui Nea Vasile să lucreze la coxare și îi este șef. În ordinea ierarhică este șeful meu, este operator șef camere cox. Eu sunt subordonat direct lui, el strigă, egal la început, Vasile, și râdeau ăștia de mine și i-am zis, băi, ia schimbă-ți. Scătică geamă. Așa putem să ne vorbim între noi, dar nu poate să spună tată. Și asemenea unui lup singuratic nu a dat înapoi, nici atunci când totul era plin de cox, atât de mult încât secția coxare și-a dat un alt nume, Laleaua Neagră, o lalea pe post de batalion disciplinar. Laleaua Neagră, se spunea că n-amet aici, era o mizerie multă, deci nu era ca acum modernizată, era mai înapoiată instalația asta. Când tăia o cameră de-asta de cox, n-avea tablă pe jos, curgea o grămadă și cărai cu roaba la cox, mizerie, de-aia spunea că era cea mai mizerabilă, Laleaua Neagră. Și noi am făcut o echipă de fotbal și am pus numele de Laleaua Neagră. Retehnologizarea din ultimii ani și-a pus amprenta și pe secția de coxare, ca de altfel pe întreaga platformă. O viață la înălțime, și la propriu și la figurat. Și este doar unul dintre oamenii de la Rompetrol.